Bancnote, în rest România l-a refuzat cât era în viață și îl ignoră și după moarte. În timp ce Franța se laudă cu operele lui, România nici măcar nu se străduiește să-i aducă în țară osemintele. Câțiva admiratori vor să facă ce n-au reușit autoritățile, se lovesc însă de nepăsarea acestora. Eu nu fac altceva decât să urmez dorința părintelui sculpturii moderne, așa cum este socotit în toată lumea, de a fi așezat lângă părinții și rudele lui de la Hobița. Cât a stat la Paris, Brâncuș a trăit românește și a aranjat până și atelierul ca o casă țărănească. Și tot la România s-a gândit atunci când a vrut să doneze operele sale împreună cu atelierul autorităților de la București. Comuniștii însă nu au considerat că este important să primească sculpturile artistului, așa că Brâncuș a lăsat totul statului francez. Și uite așa, România a pierdut sculpturi în valoare de milioane de euro. Francezii au știut să aprecieze creațiile lui. Mii de turiști vizitează Muzeul de Artă din Paris, dar și mormântul lui Brâncuș. Acum, o mână de oameni încearcă să repare greșeala comuniștilor. Vor să aducă la Hobița osemintele artistului. Această dorință și-a exprimat-o de-a lungul timpului, față de prietenii din țară, față de cunoștințele din străinătate. Și cred că acest gând al lui Brâncuș ar trebui împlinit. Însă, istoria pare să se repete. Autoritățile spun că este un demers anevoios. Din păcate, nu există o dorință expresă a lui Constantin Brâncuș, exprimată în testament, ca osemintele sale să fie aduse în țară. Statul român nici măcar nu se interesează de operele din țară ale artistului. Casa memorială de la Hobița este în paragină, iar ansamblul de la Târgu Jiu nu este inclus în circuitele turistice. Aici este singurul loc unde un turist poate să-și ia informații despre operele lui Constantin Brâncuș. Dacă totuși găsește această clădire, are surpriza să constate că înăuntru nu e nimeni. Statul român nu a participat la niciuna dintre licitațiile organizate de-a lungul anilor. Mai mult de 80% din obiectele personale și operele sculptorului au fost cumpărate deja de alții, cu peste 1,5 milioane de euro. 10 million dollars, 11 million dollars, 16 million five. Dacă întrebați pe unul dintre români, indiferent din ce județ ar fi, unde s-a născut Brâncuș, și din Gorj nu știu, și din Gorj, dar dacă întrebați un francez știe. Doar 16 sculpturi ale artistului se află în muzeele românești. Celelalte sunt în colecții private. Avem știri pe scurt acum, James Blunt.